venit! Astăzi stăm de vorbă cu cel mai bun gimnast român în activitate. La doar 38 de ani, Marian Drăgulescu are un palmares impresionant. 3 medalii olimpice, 8 titluri mondiale și 10 europene. Dar eu zic să nu mai pierdem timpul și să vedem cum a răspuns provocării Cultur. Și îl avem azi alături pe Marian Drăgulescu. Mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația noastră. Cu nu drag. Știu dacă ești pregătit pentru 61 de întrebări, dar... Sunt cam multe. Sunt cam multe, da. Dar eu zic să-i dăm drumul să vedem ce este. Hai să-i dăm. Mai întâi vreau să te descrii într-o propoziție. Poate cea mai grea asta. Nu e foarte grea. Pot să spun că sunt o persoană muncitoare, o persoană ambițioasă, încăpățânată de multe ori și, de ce nu, visătoare. Ce curajoasă. Consideră prietenii tăi atât de tipic ție? Ceva ce spun mama? Cât de Marian e asta? Nu știu, prin prisma sportului pe care îl fac, probabil că sunt o persoană destul de explozivă, dinamică, rebelă, pe de-o parte. Ce-ți place să faci când ai timp? Când am timp, nu știu, să mă relaxez, să ies cu familia, prietenii, să călătoresc, să mă plimb. Zi-mi o țară pe care ai vizitat-o și pe care ai vrea să o... Țară? Nu neapărat să te muți acolo, dar clar să o revezi. Îmi place, mă rog, nu țara, orașul Las Vegas. Îmi place foarte mult, am și foarte mulți prieteni acolo și am fost de... câteva ori bune și am și stat destul de mult, de câte ori am fost. Așa că îmi place acolo foarte mult și clima și e un oraș destul de viu, da, așa, da, nu da. N-a pus să te plictisești. Așa. Show-uri, tot felul de activități poți face acolo. Plus că le-ai pe toate. E turnul Eiffel în miniatură, e New York în miniatură, da, adică le-au înglobat așa. Poți să duci acolo să zici că ai văzut toată lumea. E clar. Zi-mi care e acel ceva pe care tu îl ai și crezi că oricine din jurul tău și-l dorește. Nu știu. Palmaresul? Ok. Când erai foarte micuț, ce răspundeai la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Măi, urmăream filmele cu Bruce Lee. Deci de mic erai pasionat. Chuck Norris. Bine, dacă mă întreba atunci cineva, normal, karatist și polițist, probabil. Dar și culmea că am avut șansa să devin karatist. Primul sport pe care l-am practicat a fost karatele. La ce vârstă ai început? La 6 ani și jumătate. Și nu. Nu ți-a plăcut? Nu mi s-a potrivit absolut deloc. Era foarte departe de unde locuiam. Făceam 2 ore numai pe drum. Era foarte obositor pentru mine. Plus că la... antrenament era o disciplină de fier, iar pentru mine la acea vârstă nu se potrivea. Plus că eu sunt o fire mai rebelă și îmi place de multe ori să ies din tipar. Bine, cu ocazia asta sunt și foarte creativ, ceea ce pe mine m-a ajutat în gimnastică, unde poți crea foarte multe lucruri. La ce te gândești cel mai mult când ești tu cu tine? Cu ce gând îți petreci cel mai mult? Mă gândesc la foarte multe lucruri, cum să le fac mai bine. Ești perfecționist. Cum să mă dezvolt eu și pe plan profesional și pe plan personal. Atâta trăim într-o societate în care toate lucrurile se mișcă atât de repede și totul e în viteză încât... E greu să-ți iei pasul. Exact. Simți la un moment dat că nu mai faci față, că mintea se duce în 1001 de blocuri și atunci din când în când trebuie să iei o pauză și trebuie să mai petrecem și noi timp cu noi. Da, exact. Zi-mi un alt lucru în afară de gimnastică la care te pricep foarte, foarte bine. Mă pricep foarte bine la sport în general. Joc și tenis și fotbal. Sunt, să spunem că sunt doar 2 tipuri de oameni pe lume. Din punctul tău de vedere, care sunt aceste 2 tipuri? Cum ai împărțit tu lumea? Ne putem împărți mai multe, da, nu știu, clar. Slabi, puternici, buni, răi, generoși,
mai puțin generoși. Mai puțin generoși. Da. Ce admir cel mai mult la o persoană? Bunătatea. Uh-huh. Și bănesc că te enervează cel mai tare opusul bunătății. Da. Da. Dacă ai putea avea o singură superputere, ce ai vrea? Să zbor. Să zbor. Pur și simplu. Să zbor. Ca Superman. Da. Să fii Superman, ar fi tare. Zi-mi care e cea mai mare frica ta? Ce te sperie cel mai rău? Cea mai mare frică? Cred că mai nu așa. Frica de necunoscut. Uh-huh. În general. Uh-huh. De ce aduce ziua de mâine? De ce se va întâmpla peste un an? Chiar sunt, să zic așa, la granița de... între a termina sau la momentul uh-huh. în care voi termina cu performanța uh-huh. și ce va urma după. Da. Bine, am o mulțime de planuri, posibilități, și, dar de multe ori mi-e teamă să nu aleg bine. Uh-huh. E foarte important să alegi lucrurile în viață. Și uite, apropo de asta, care e cea mai grea decizie pe care ai luat-o până acum? Cea mai grea decizie pe care am luat-o până acum? A fost din punct de vedere profesional au fost mai multe decizii, să zic, care mi-a fost greu să le iau. Uh-huh. Am avut mai multe accidente în care nu am crezut că voi putea reveni și totuși am făcut-o. Pe plan personal, să zic așa, am avut două relații de lungă durată care s-au încheiat, ceea ce nu este ușor, e o perioadă, da. Ușor să treci. Da. Au fost din prima relație au rezultat și doi copii care iarăși ei stau locuiesc la Reșița, eu în București. E greu, na, mă rog. Distanță. Viața te pune la multe încercări. Da. Și niște situații la care nu te-ai fi gândit. Exact. Zi-mi care a fost cea mai ciudată pedeapsă pe care ai primit-o când erai mic de la părinți. Dacă ți amintești ceva. Îmi amintesc. Îmi amintesc multe, gen standard, dar una ciudată, să zic, specială, care chiar a contat pentru mine, a fost atunci când am făcut o boacănă, a venit tata la școală la un moment dat, fără să îmi spună. Aha. Și fără să... Fusese chemat de învățătoare, de cineva? Da, da. A, bun. Și normal că erau câteva absențe în catalog, mai era și anturajul în care haide să nu mai stăm la ultimele două ore, că mai bine stăm la... În parc, în parc, la un suc, la... Și țin minte că a venit tata și mi-a tras o privire, că a intrat și în clasă așa, mi-a tras o privire de lângă doamna învățătoare de acolo. Zic, ce mă așteaptă acum acasă? Și eu, de altfel, fiind o fire și destul de rebelă și cât am fost copil, am făcut o grămadă de năzbâtii. Uh-huh. Distrugeam prin casă, mă jucam, m-am urcat toată pe televizor, am dărâmat televizorul jos. Adică multe, multe, multe năzbâtii. E, și asta a fost, cam să zic, ultima, cred eu, care am făcut-o și de atunci... Nu știu, genul ăsta de surpriză ciudată pe care mi-a făcut-o tata când a venit acasă. De fapt, eu am ajuns mai repede acasă și l-așteptam. Deja mă încălzeam. Știai ce te așteaptă? Da, sau da, nu știai, da, exact, da. Și m-a venit tata la mine cu un set de mașinuți, cadou. Și atunci s-a produs ceva în capul meu, un declic. Opa, what? Stai, what? Nu sunt pedepsit, nu nimic. Nu știu, de atunci vreau să zic că cred că m-am cumințit, adică, nu știu, wow. Cred că a fost nevoie de o... Dar ce strategie! Da. Păi ce interesantă de... strategie! Deci pe bune, aia țin minte și acum, după atâția ani. Și țin minte că aia, nu știu, s-a întâmplat, wow! Și chiar a avut o urmare în tine. Exact, exact. De atunci n-am mai fost ia, atât uite, de... Un sfat bun pentru părinți. Dacă chiar vreți să mă pedepsiți copiii, faci ceva de genul. Care e cel mai mare sacrificiu pe care consider că l-ai făcut până în prezent? Pentru cineva drag sau poate chiar pentru profesia ta?
Nu pot să spun că au fost sacrificii, pentru că tot ce am ales să fac în viață, mi-am dorit. Așa că nu, da, da, nu consider că... Atâta timp cât mi-am dorit, nu consider că a fost sacrificiu. Zi-mi o tradiție pe care o păstrai în copilărie cu familia ta și ai vrea să o duci mai departe. Poate ceva de sărbători sau... Clar, Crăciunul și Paștele. Nu știu, din copilărie iarăși mi-aduc aminte cu bucurie atunci când ieșeam cu copiii la colindar. Și făceai asta tot timpul? Făceam asta în fiecare an. Și era, mi-aduc aminte că era, nu știu, pe lângă obicei și, nu știu, venea la pachet cu foarte multă bucurie, foarte multe, da, cadouri. Da. Câștigam bani. Se întâmpla de multe ori ca în acea perioadă chiar să vin acasă cu atât de mulți bani încât mama și cu tata se întrebe, băi, ce ai făcut? De unde ai? Hai că tu nu ai fost la colindan. Da, da, da. Recunoaște. Pe bune. Dacă ai avea $1,000,000 mâine, ce ai face cu ei? Sau ce crezi că ai face cu ei? Aș investi într-o academie de gimnastică, asta îmi și doresc să fac. Da, îmi doresc să deschid o academie de gimnastică și să, nu știu, să chem copiii către sport.